În urma meciului jucat sâmbătă 10 septembrie, Unde Dunărea Călăraș i-a surclasat pe cei de la CSEA Mara cu scorul de 9-0, echipa călărășană a devenit liderul clasamentului Serii 3 din Liga 3. Am obținut o victorie fantastică pentru că echipa mea a început foarte bine jocul și au abordat cu o atitudine extraordinară, ceea ce îmi dă mare încredere ce o să se întâmple și de acum încolo. Am încercat să jucăm sus și să facem pressing. În prima repriză ne-a ieșit foarte bine pentru că am avut jucătorii cu experiență. Repriza a doua am încercat să le dau șansă și celor tineri. Foarte mulți jucători sunt din pepiniera proprie și trebuie ca să-i încurajăm și pe ei. Și am avut ocazia astăzi și le-am dat minute astăzi în plus. Cum te simți ca marcator a 4 dintre cele 9 goluri date în acest meci? În primul rând, mulțumesc pentru felicitări. Meciul acesta cu Amara a fost așteptat și l-am pregătit foarte bine cu toții. Chiar dacă știam că Amara are probleme defensive, l-am pregătit 100% și ne-am concentrat pe meci și nu m-a surprins. Adică m-am pregătit foarte bine toată săptămâna și... Te așteptai să fie un meci așa de ușor? Sincer, nu. Următorul meci va avea loc miercuri, 14 septembrie, pe teren propriu, pe stadionul Ion Comșa, Călăraș, în Cupa României contra celor de la Unirea Slobozia, care se află pe primul loc în Liga a doua. Următorul meci este meciul de cupă, care îl vom juca miercuri la 4:30 cu Slobozia. Un alt adversar este pe locul întâi în Liga a doua, vorbim despre alt nivel, e clar că plecăm cu, să spun, șansa a doua, suntem outsideri, dar să știți că vom încerca să facem tot posibilul să scoatem din acel meci maxim. Slobozia este echipă bine pregătită, este o echipă care trage la promovare în Liga 1. Noi o să jucăm relaxați, nu avem nimic de pierdut, decât de câștigat și o să mergem la victorie. Du-te! Deci, eu sper, dar nu uitați că Farul Constanța este echipa care, după părerea mea, este cea mai bună de aici, din grupa noastră. Au un mixt de jucători tineri plus vreo 4-5 care sunt de la echipa mare. Deci șansa ca ei să termine primii este o șansă foarte mare. Așa că noi vom încerca să o punem, mă-i cunosc și eu, și sperăm într-un rezultat bun și acolo. Salut, sunt Bodo Canda, vă așteptăm în număr cât mai mare la meciul de cupă de miercuri cu Unirea Slobozia. Hai Dunărea!